Hey, yo! Hai că știu că de mult așteptați momentul ăsta să vedem, să punem pe Godzilla un pic la încercare, să vedem puțin performanțele, timpii, adică știu că vă interesează foarte mult 0-100, așa că o să încep cu 0-100, pentru că asta ne interesează cel mai mult, demarajul în oraș, slalom, chestii de genul ăsta, nu prea avem unde să mergem cu 200 la orice oră. La 5000 de like-uri la clipul ăsta voi face și un 0 200, dar mai am un plan și un 70-130. Adică dacă vreau să fac o depășire, o fac undeva la 80-90 la oră și ajungi la 120-130. Vedem cât de rapidă e și cât de repede ne scoate din rahat Godzilla, da? Haide să vedem. Voi cam ce pronostic dați? Bine, în cartea tehnică avem undeva 2-9-3 secunde, asta e cu launch control. Noi nu o să plecăm cu launch control, o să facem plecări fără launch control pentru că nu vreau să omor cutia, transmisia. Și ce să zic, cu launch control cred că s-ar adăuga un 0.3-0.4 în minus, cred eu, nu știu. Hai să vedem, hai să o punem puțin la încercare și vedem ce spune ea. Eu nu o să știu rezultatele, le voi vedea în programul de editare, da? O să punem cronometru, timerul și vedem ce este. Hai. Ne apucăm de treabă. Primul rând, hai să ne punem centura. Pasul 2. Control de tracțiune. Suspensia și cutia. Aprindem luminile, foarte important. Nu uitați, luminile mereu aprinse și pe timp de zi, și în oraș, și în afara orașului. Este recomandarea mea, e foarte important lucrul ăsta. Ok. Lăsați în comentarii cam ce timp credeți că o să scoată Godzilla. Sunt curios ce părere aveți și voi. Luați în considerare că e o stradă infectă de 2 bani. Nu suntem pe circuit, nu suntem pe pistă. Timpii declarați de casa producătoare sunt mereu pe circuit și pe străzi amenajate. Deci, pe drumurile noastre și la ce șosele avem, e posibil să scoatem timp foarte proști. O să mai vreau să facem întotdeauna geamul să-l închideți în momentul în care trageți la mașină. E foarte important și lucrul ăsta. O să vreau să... Uitați-vă și voi ce stradă avem aici. O să vreau să-i mai dăm un 70-120, după cum am spus. Deci o să plecăm fără launch control. Țineți cont de chestia asta, e foarte important. Fără launch control plecăm. Suntem cu cutia pe automat, da? Deci o să vedem și diferența între automat și manual. Hai să deținem controlul total al mașinii. Să avem temperatură transmisie, temperatură motor, presiune motor, presiune transmisie și temperatura apei. Trebuie să fii mereu cu ochii pe ele, asta e foarte important. Acum ar fi și cazul să schimbăm softul. Deci acum suntem pe softul de 600 de cai. Foarte, foarte proastă, însă noi mai facem o plecare.
simte pe celălalt soft, să simte forță. Și astea de cai, diferență. Nu mai pot de cap. N-aș vrea să pornesc AC-ul și nici cu geamul nu vreau să merg. Foarte cald afară. Adică clima, da, mă rog. Acum o să facem o plecare pe manual. O să facem o plecare pe manual, fără lași control. Cu softul ăsta agresiv, da? Hai să vedem. Să vedem ce știe. Pust în turbina 7. Acum o să plecăm cu DSC off, așa o să plecăm, fără control tracțiune, da? Dezactivat. Pentru maximă performanță e cel mai bine așa, deci nu pe race și trebuie DSC off. Fraților, ce să zic, dacă v-a plăcut vlogul de azi, eu n-am vrut să exagerez, n-am plecat cu launch control, am vrut să facem niște teste, să vedem un 70-120, adică în depășiri cum să descurcă Godzilla. Dacă vreți să vedeți un 0-200, aș avea rugămintea să vă urcați cu piciorul cele pe butonul ăla de like, să-l striviți și la 5000 de like-uri facem 0-200. Aș vrea să fac și alte challenge-uri, 150-200, e foarte interesant și ăsta. Să facem 100-200, 0-200, adică vreau să fac mai multe teste, 0-300 n-avem unde. Da, și ce să zic, nu uitați, lăsați un comentariu, foarte important pentru mine, dacă v-a plăcut sau nu vlogul. Cosmin vă pupă și ne întâlnim la următorul vlog. Vă pup, ciao!